Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Andreea și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube în 2024. Este primul tutorial video pe anul acesta. Vă dorim un an nou fericit, cu multă, multă sănătate și multe realizări frumoase, nu numai în grădină, cât și în planurile personale și cele profesionale. Ianuarie nu este o lună moartă pentru grădinărit, cu atât mai mult cu cât nu se anunță o perioadă geroasă. Ce putem face în această perioadă pentru a putea avea o grădină frumoasă în primăvară? Vedeți în minutele care urmează. Dacă anul trecut ai optat pentru un brad de Crăciun natural, acum, după ce au trecut sfintele sărbători, putem transforma acest brad în protecție pentru plante și pomi. Tot ce trebuie să faci este să mărunțești crengile de brad sau coronițele ornamentale și să acoperim solul din jurul plantelor și pomilor cu aceste crenguțe pentru a le proteja de un posibil îngheț. Neașteptat, bineînțeles, pentru că știm și din experiența anilor anterior, în ianuarie au fost temperaturi pozitive, iar în luna martie au fost temperaturi cu minus și zăpadă. Pentru că, din păcate, în luna decembrie au fost temperaturi pozitive, buruienile au început să-și facă din nou apariția în grădinile noastre, de aceea este un moment potrivit pentru a le îndepărta, deoarece nu au puterea necesară de a se regenera ușor în această perioadă. Și tot datorită temperaturilor ridicate de luna trecută, gazonul poate crește. Trebuie să-l verificăm cu atenție și, dacă este necesar, să-l tundem. Această primă lună din an este de asemenea ideală pentru pregătirea uneltelor cu care vom lucra în grădină. Lamelele, mașinii de tuns iarba, trebuie ascuțite, trebuie să schimbăm filtrele, uleiul, putem verifica chiar funcționalitatea motorului mașinii de tuns iarba pentru a nu ne trezi în primăvară, când avem mai mare nevoie de ea, că ne lasă și trebuie dusă la reparat. Tot acum, la început de an, putem face planul grădinii noastre pentru sezonul următor. Luăm o foaie și desenăm straturile de culturi pe care dorim să le avem în grădina noastră. Când facem acest plan, trebuie să ținem cont de rotația culturilor. Dacă, de exemplu, anul trecut ați avut în primele rânduri din grădină semănat ceapă, anul acesta nu vom mai pune ceapă în acele prime rânduri. Vom cultiva altceva, vom pune, de exemplu, răsaduri de roșii. Dar despre rotația culturilor vă voi vorbi într-un material video următor, pentru că este un lucru important de care trebuie să ținem cont, în special pentru sănătatea plantelor. Este bine ca atunci când întocmim planul grădinii, cu ce cultivăm și plantăm în grădina noastră, să ținem cont și de ceea ce se consumă în familia noastră. Pentru că nu are rost să încărcăm grădina cu culturi pe care nu se consumă în familie. De exemplu, dacă în familia dumneavoastră nu se consumă cartofi dulci sau conopidă, nu are rost să încărcăm grădina doar de dragul că conopida arată bine sau vecinii au cultivat cartofi dulci.
Mai bine dacă vă rămâne loc liber între straturi, între culturi, să semănați flori care vă pot ajuta în grădină și pot ține la distanță unii dăunători. Tot în această perioadă putem face inventarierea semințelor, dacă v-au rămas semințe de anul anterior. Și de asemenea putem face inventarierea uneltelor cu care vom lucra în grădină. Să nu ne trezim că avem vreo coadă de sapă crăpată, iar atunci când avem nevoie de ea, ne lasă. Mai bine o schimbăm din timp. După această inventariere, facem o listă de cumpărături. Notăm de ce semințe mai avem nevoie și ce unelte mai avem nevoie. De ce este important să facem această listă de cumpărături? Este important pentru că tentația este mare. Fie că mergem fizic în magazine sau intrăm pe site-uri de specialitate, vedem tot felul de unelte, tot felul de semințe, poate de care nu avem nevoie, dar ochii văd, inima cere. De aceea, respectând lista pe care am întocmit-o, la final realizăm că am economisit atât bani cât și timp. Pentru că ne pierdem timpul navigând pe internet aiurea sau căutând prin magazine tot felul de unelte. Pentru grădinarii începători este momentul potrivit pentru a căuta informații și pentru a se documenta despre culturile care doresc să le aibă în grădină. Iar dacă nu sunteți grădinar începător, dar totuși doriți să aveți o cultură nouă în grădina dumneavoastră, de asemenea este bine să vă documentați despre acea cultură. Datorită temperaturilor pozitive, dacă nu ați reușit să faceți tăieri la pomii fructiferi în toamnă, puteți să le faceți și acum, dacă se anunță în continuare temperaturi pozitive. De asemenea, tot în această perioadă se poate mulci și solul. Tot din același motiv, datorită temperaturilor pozitive, neobișnuite pentru această perioadă, dar trebuie să ne adaptăm condițiilor climatice. În cazul în care, în zona în care locuiți, ninge abundent, poate nu vă aflați în țară, poate vă aflați în trentate. Deși pare neobișnuit, trebuie să scuturați zăpada de pe crengile arbuștilor și a pomilor fructiferi tineri. De exemplu, cum avem noi acești brăduți tuia, dacă ar fi nins abundent, trebuie să îi scuturăm. Deoarece sub acțiunea zăpezii, sub greutatea zăpezii, aceștia se pot rupe, iar pomii fructiferi nu mai pot rodi din cauza aceasta. Sau se pot pierde chiar acești pomi. Cam acestea au fost informațiile în acest prim material de anul 2024. Sper că aceste informații vă fie utile. Dacă le considerați utile, să le distribuiți și prietenilor dumneavoastră, să le susțineți cu un like, cu un coment, cu abonare, este complet gratuit, iar dacă vă face plăcere, puteți deveni chiar membrii canalului. Până data viitoare, toate cele bune! La revedere!